Concursul se numește În așteptarea lui Moș Nicolae, se va desfășura la școala gimnazială Gheorghe Pătrașcu-Buruienești. Are două secțiuni, participare directă și participare indirectă. La participarea directă s-au înscris deja 8 școli din împrejurim, 5 din județe diferite, care vor participa împreună cu câțiva copii, cu echipa de 5 copii, care se vor deplasa la noi la școală și vor desena sau lucra creații, ornamente, felicitări plecate de Moș Nicolae. Participarea indirectă se adresează tuturor cadrelor didactice din întreaga țară, care vor trimite lucrări, tot creații plastice, pe adresa școlii noastre. Fiecare cadru didactic va participa cu un număr de minim 3 lucrări. Acestea vor fi jurizate de o comisie de la noi din școală. Se vor acorda premiile 1, 2, 3 și diplome de participare. Acestea vor fi, deci pe fișa de înscriere trimisă de fiecare cadru didactic va fi jurizată și acordate aceste premii, iar rezultatele vor fi trimise online, urmând ca fiecare cadru didactic să își listeze diploma și adeverința dumnealor pentru a le avea la portofoliu personal. Se va fi desfășura în data de 6 decembrie la noi la școală. Așa, și se va finaliza cu o expoziție, da? Și se va finaliza cu o expoziție, da, tot în data de 6 decembrie, expoziția va putea fi văzută la noi la școală. Ce premii vor primi copiii în afară de diplome? Deci doar diplome. Premii, altfel de premii nu se acordă. Așa. Diploma pe care va fi trecut premiul în 3, 2, 3 și diploma. Este la prima ediție concursul? Nu, ediția este la a 5-a ediție. Proiectul a mai fost înscris în caier anul trecut și în celălalt an, deci a fost înscris în caier, doar anul acesta este în caier. Noi am făcut documentația și așteptăm, sperăm să fim din nou reînscriși în caier sau poate chiar caien. Da. Cam ce participare ați avut în anii anteriori? În anii anteriori am avut participare, deci în jur de 100 de cadre didactice și 400 și... exact cifra nu știu, 457 parcă erau de copii. Da, și anul s-a estimat... Anul acesta deja au început să găsească plicurile cu lucrări. Nu am desfăcut încă pentru că nu le-am jurizat, dar avem deja acord de parteneriat de la 100 de parteneri.